Salut, prieteni! Bine v-am regăsit la un nou football blog. După un an, jumătate aproape, revin și eu la un meci de Premier League. Suntem lângă London Stadium și am venit să vedem West Ham cu Man City.
passing of former England and Manchester City manager Sven Göran Eriksson on Tuesday the 26th of August. Throughout his career, one of the most respected coaches in the world game, then manager of Europe's biggest club, English national team, as well as the first time I've ever met, admired by players, colleagues, supporters with positive feelings of star. Please join us now in a period of applause as we celebrate the life and career of a true football legend. Nu cred, am văzut un foarte aici, nu? Come on! Ce ocazie, ăsta îmi vrea să marcheze din lucrul ăsta. Show Curtie Haaland. Și e gata meciul. 1-0 City, ce gafă în defensivă. Era. Minutul 11 pe se face 2-0, contra-atac și este un autogol de toată frumusețea. 1-1! Mamă, cum să te aperi, mă, ca la handball pe semicerc ești nebun cu toată echipa. What?
Wow, ce execuție, Hana? 2-1. Thank you.
Steve Jones. Oh! Doamne, ce ratare! V-am visat ca în tinere? Thank you.
Ce finalist, da? Haaland. Haaland. Și Haaland închide tabela. Etri complet. 3-1 City. Gol valabil. Substitution for Western United. În valoare, e atacat de la depoare. Cam asta a fost. Victorie de serviciu pentru City. Hedric Haaland, fără emoții, City se impune. Mulțumesc, băieți, pentru vizionare. V-am luat până data viitoare. Toate cele bune!